Dacă îi se mai întâmplă să-și însemne numele mic cu o inițială și un punct, cel mare nici când și pentru nimic în lume, prima mândrie a râmnicului fiind apartenența. El e de Vâlcea. Mândrie justificată și justificabilă în timp și în date. Stă de multă vreme aici, la dreapta Oltului, între Piatra Olt și Călimănești. A fost menționat în documente încă din 1290. Mircea cel Bătrân l-a numit orașul domniei mele. Episcopul Damaschin a tradus aici mulțime de slove grecești spre limba noastră. Aici a fost prima fabrică de hârtie din țară și tot aici, în secolul XVII, una dintre cele mai harnice tipografii. Date de altă dată și din totdeauna, permanențe ce au primit cu timpul alături alte permanențe. Bulevardul Tudor Vladimirescu, de pildă, și monumentul de la poalele dealului Capela, închinat căzuților în războiul pentru independență, sunt două permanențe ale râmnicului istoric. Palatul de Cultură și viitoarea Casă de Cultură a Sindicatelor, permanențe în devenire, născute în râmnicul de azi. Valorile de ieri până azi se află aici, în colecții de artă etnografice arheologice. Într-o imaginară secție de arheologie modernă și-ar găsi poate locul și filmul documentar făcut de noi aici în 1957 despre un râmnic ce începea tocmai să devină cel de azi. Cităm din el imagini comentate de o voce, o voce anume pe care, în ciuda neajunsurilor tehnice, sperăm să o recunoașteți. În orașul în care niciodată nu se întâmpla nimic. Primăvara, castanii înfloreau, vara treceau turiștii spre Olănești, iar toamna, pe străzile în pantă, plua ruginit. De superbele caselor mari de piatră, fetele așteptau să treacă ofițerii din garnizoană. Primăvara, castanii înfloreau, iar vara, spre Olănești, treceau turiștii. Din râmnicul acela patriarhal au rămas castanii și casele. Cele mai multe sunt bijuterii de arhitectură veche, olteană. Altele, ciudate rătăciri prin arhitectura franțuzească. Altele împletiri savante cu stilul prețios brâncovenesc, dar toate și totul clădit pe sufletul locului, totul tras spre cula de pe mal de Olt, spre cerdacul cu stâlp de brâncuș, spre foișorul înălțat în soare. Nu cred să existe multe orașe în țară cu atâta bogăție de case frumoase pe metru pătrat și cu atâtea monumente. Cetățuia este unul dintre ele, secolul XV. Un secol mai târziu avea să intre în istorie pe poarta Crimei. Aici au fost uciși Radu de la Afumat și fiul său, Vlad, de către boierii craiovești. La capătul celălalt al râmnicului, alte două monumente fixează același moment de istorie. Locul pe care și-a avut tabăra generalul Maghieru în 1848, și obeliscul înălțat în amintirea Revoluției și a revoluționarilor pașoptiști.